Aici suntem în Luncanii de Jos. Aici se mâncă păstră. Suntem în Luncani. Și ne facem la dreapta la spre Transluncan. O porțiune este neasfaltată, foarte scurtă și iată, ne apropiem de Transluncani, care de fapt este un drum agricol. Nu? Hai să vedem, ia uitați. Înclinația la început 20%. E bune, e curată. Aici se face muș cu bicicleta. Ia. Nu cu mașina. Aici suntem în vârful Transluncanului și față de anul trecut când am fost pe aici, se poate servi un suc, sta la plajă, mânca băncuțe, copiii cu hinte, interesant, nu știu prețuri. Aici era plin de copaci. Văd că și pe aici a tăiat pe toți. Altitudinea la care suntem acum, mă așteptam să fim un pic mai sus, 723 de metri. Dacă aplicația din telefon arată bine. Și începem coborârea! Aoleu!
16% înclinația. Grăbit ești. Și cam acesta a fost Transluncaniu, o șosea, drum agricol de fapt. Eu zic că merită măcar o dată să veniți. Un aer curat sus, natură, relaxare. Intrarea în colonia Tomești și harta României pe stâncă.
aici se produceau foarte multe obiecte din sticlă. Acum cred că se produce parchet laminat sau lanțuri, ceva de genul ăsta, habar n-am. Mai precis, se produce parchet. Bine ați venit în țara Făgetului. Ia uitați ce mai putem descoperi în zonă. Cascada Șopot, cripta și povestea Măresei, pietrele Cohului, peștera albastră, biserica de lemn Pietroasa, biserica de lemn Poieni, biserica de lemn Crivina, mănăstirea Izvorului Miron, peștera Românești am văzut-o, șoseaua Translucane am văzut-o și vârful Padeș nu l-am văzut. Iată nuferii de la mănăstire. Floricelele. Și pești. Mănăstirea e în construcție, e și închisă după câte se pare. Liniște. Ce frumos! Ia uite! Ce-s mai mulți înfloriți? Și cam aceasta a fost vista pe la mănăstirea Izvorul Miron Românești. Mănăstire, temelia acestei biserici s-a pus în anul 1912. Un loc foarte liniștit și frumos, recomand. Acum suntem pe autostrada Deva-Arad. Aici voi încheia videoul de azi. Nu știu, cred că o să fie puțin cam lung. Vă mulțumesc că vă uitați la videourile mele. Până la o nouă întâlnire vă spun la revedere. Multă sănătate. Baftă. Ciao.